venit la Edo Twins, un nou vlog azi! Vlogul ăsta a fost făcut acum 2 săptămâni la grădinărie, aici cu familia Edo. Am făcut treabă bună, treabă bună. Am fost și la fotbal, am gătit și steak. Și eu zic că e un vlog foarte frumos. A venit vara, în sens că este foarte frumos afară și 25 de grade, distracție. Stăm la soare, ne distrăm și se vede și voi un vlog frumos, dacă vreți. Am fost acum un pic în vacanță și de-aia n-am prea postat, dar acum o să începem să postăm puțin mai des. Deci dacă vreți să vedeți un vlog fain, swipe. În această zi dimineață plină de soare, duminică frumoasă. Stai de pe... S-a strănut, da. Sănătate. Mersi, facem aici malciu. Ce înseamnă malciu? Punem aici, e un fel de lemn care... Grădinărie, exact, mama Ida, uite. Și mama Ida, deși este Mother's Day, lucrează, este muncitoare. Pune mama Ida! Am venit aici să luăm și noi niște mănuși, așa, uite așa, să ajutăm și noi aici. Suntem și noi acum gata de treabă. Tata și Alexido pun aici niște malci. Ce faceți? Bună dimineața! Ce zi de dimineață frumoasă! Bună ziua, bună ziua! Alex, ce faci? Păi uite, să fie mai frumos. Vezi că se decolorează în anii care... Adică în iarnă și când vine primăvara... Asta e nou, asta e vechi. Trebuie să punem. Uite, dăm gălata. Poftim. Hai să-mi dau... Băieții, noi care e programul vostru? Mâncați breakfast? Păi da, o să... Păi mâncăm! Da? Pot să mă duc atunci, dacă voi faceți, să pregătesc eu breakfast? Super! Da, da, da. Ne și ne facem asta, terminăm aici. Mă duc să iau altă găleată, Alex, și să o pun. Am început puțin. Ok. E puțin frig. Dar putem să mâncăm afară, eu aș mânca afară. La soare e... E călduț, putem să... Nu de acolo, e umbră acum. Da? Ne luăm un hoodie și mâncăm afară. Hai să văd cum e la umbră. Chiar zi frumoasă azi. Ne mergem la încărcare, Alex. Încărcare de malci. Niște malci. Hai. Duminica, 14 grade sau 12 grade, dar mâine o să fie 20. De mâine se încălzește tot. Ok, deci, ce facem noi aici? Găletușa frumoasă. Așa. Că uite cum deja am făcut în față, am pus malci nouă, fiecare primăvară îl punem, să arate frumos, să fie parcă a înviat toate plantele cu malci, cu pământ negru, de fapt. Păi gata. E gata? Păi dă-mă mie că o duc înapoi. Da. Și umplu și pe cealaltă. Dar vine și filmați și aici, să vezi înăuntru. Păi da, e foarte mult malci aici. Mulțime. Și trebuie să... Și gata, schimb, Alex, ia-o tu pe aia în spate și eu mai pun. Și vin cu cealaltă. Așa, bravo. Bună ziua. Bună ziua. Am fost aici și, uite, facem malciu și tata Ido, am găsit o vrăbioară. Da, nu e vrăbioară, e pui de păsărică, a căzut dintr-un cuib de undeva. Sucuța. Săracă. Uite, drăguța. Păi, unde punem? Poftim? Unde punem? Nu știu, hai să vedem dacă mai e cuibul ăsta de anul trecut aici. Aici, în... În pomul ăsta. Fii atent. Ăsta este, stai. Ia uite, vezi? Are cuib. Da, hai să-l pun drept. Să-l punem aici. Găguța. Da, stai acolo. Așa. Bravo. Uite cum stă acolo, vezi? Ce fain. Iar am făcut o tură. Sunt goale aici. Auzi și Alex una. Și mai lucrăm. Așa și trebuie. Mama Ido face acum un breakfast foarte, foarte bun. Și mai avem puțin și noi aici și terminăm. Thank you. Avem meci de fotbal diseară. Trebuie să fim în formă. Da, diseară este un meci de fotbal care ne-am înscris la un sezon. Și trebuie să dăm golul să câștigăm în forță, că noi suntem Ido Twins, noi nu putem să pierdem. Știți? Eu sunt numărul 8 și Alex e 10. Eu sunt 10-ică. Eu o să dau mai multe goluri ca Alex. Să dea liniștit, eu o să-i dau pas de gol. A, bună, mama Ido! Bună! Ai pregătit foarte frumos, cu lămâi, dar și pe farfurie și pe față de masă. Da, pregătim masa de dimineață, de breakfast. E foarte frumos. Mulțumesc! La ce să uiți?
Vreau să mă umpli gălătușa. Păi chiar acum am venit și am început să pun acolo, vezi? Da, da, știu că ai început, dar trebuie să mă umpli gălătușa. Alex, cine crezi că sunt? Și fratele ăla mai micuț, mai prosuț un pic, bine? Alex, hai să fim serioși. Eu am avut notă mai mare la școală. Dar ce aia asta le face de a pune pământ? Nu știu. Ce faci, tata Ido? Uite, pun semințe, că în colțul ăsta am avut ceva, am avut un smoker, l-am aruncat și acum... Smoker-ul ăla unde am făcut ribs-uri și mâncare, da, și 6-8 ore și ieșeau de pe os. La temperatură joasă și se face foarte bine. 7-8 ore, după aia dai un flavor de fum, în special hickory dădeam și... Și acum o să crească iarba. Da. Bă, dăm un update. Alex, tu dai din cap, dar nu știu ce vorbești, tata Ido. Să mai punem pământ. Mai punem pământ? Mai punem pământ. Două săptămâni mai târziu, uite, iarba a crescut cât de cât, deci tata Ido a făcut bine. Hai că nici nu mi-am băut cafeluța, sta acolo de jumătate de oră. Hai că mă duc să iau o gură, că mi-e poftă. Alex, don't touch it. Cafeluța mea. Alex, nu! Normal. Ca la bunica acasă. Ca la bunica acasă? Ca la bunica acasă. Uite, scrie cafeluță foarte bună și scrie România, forța, România, forța Ido. Hei, Vali, acum sunt aproape gata la ultima. Trebuie să întindem aici pentru că a mai rămas puțin și îl punem peste ăsta nou. Dar trebuie să fie întins frumos, știi? Uite. Și după aceea o să mâncăm un pic de breakfast făcută de mama Ido. Vezi diferența că ăsta e U, ăsta nu-i U, dar amândouă sunt noi. Dar mai puțin, pune-l, uite aici și îl împrăști eu. Împrăști el așa frumos? Nice, Ali. Așa, stai. Așa, vezi, știu să împrăști foarte bine. Și aproape gata, tata Ido acolo. Netezește frumos. Acum a rămas mâna, gata. Uite acolo e ce mai a călcat acolo. Unde? Acolo. Da. Să facem frumos, uite cât mai e. A fost plin ăsta. Mai e foarte puțin. Mama, hai că... Iată mișto. Negru, am cumpărat și astea de bază, dacă vedeți acolo. Uite, aici se separă între iarbă și malci și arată foarte mișto. Am terminat noi malciul și între timp mama Ido a făcut niște ouă. Uite aici, mai avem niște pizza. Vali, mama, da? O duc. Mama. Mama. Wow, mama Ido s-a pregătit foarte bine aici cu noi. Această seară, uite, avem și niște aperitive, mese, mâncăruri, totul foarte, foarte delicios. După grădinărie, mama Ido a pregătit o masă minunată. Să stăm aici în locul șampanie și... Mamă, ce bun arată totul. Poftă bună! Mersi, mama Ido, ai făcut treabă foarte bună. Hai, Alex, mâncați! Mâncați! Mâncați aș gurița! De bunătăți! De la... Mamă! Când îți spune că vrea un... Că e o perie de unghii la noi în baie. Când îți spune că vrea un bărbat care muncește cu mâinile. Păi, vezi, acum ești un bărbat care muncește cu mâinile. Bravo ție, Alex! Și tu? Eu nu muncesc. Tu ce vrei? Dacă cu capul nu merge, muncesc cu mâinile. Și tu ce vrei? Hai și tu, că nimeni te sperie. Hai afară, mănâncă și tu, hai. Vali, lasă-mă, că fui cos. Dar uite cum stă. Dacă închide ușa pe tine, hai, vino, hai afară. Uite, știi unde mă duc? Mă duc ca o băieții mei meci de fotbal. Am crezut că nu pot să mă duc. Dar uite, mă duc și o să le fac surpriză. So, mergem acolo să le facem galerie. Tati, uite papucii mei acolo. Hai, că întârziem. Ia-ți papucii, tati. Hai că trebuie să le facem galerie la meci de fotbal. Hai, joacă amândoi în aceeași echipă. Hai să e meci foarte vitezi. Important. Și de ce e important? De ce? Că e primul meci. Hai, mandele. Acum o să vă arătăm niște filmări de la fotbal.
sunt doar cu mine, dar și Alex a jucat foarte bine, a dat două goluri, eu n-am dat niciunul, dar nu l-am filmat, știi, deci hai să vedeți pe Valido cum joacă fotbal. Cum intru eu, hai! Numărul 8, Iniesta! Andres Iniesta! Mamă, ce sexy! Înapoi? Înapoi? De ce n-a dat înapoi? Trebuie să-ți dea pasă ție. Doamne, hai sus, Vali, hai sus, hai sus, hai sus! Hai, Vali, hai, Vali! E, mama, Ido, haide! Nu! N-a fost faul. N-a fost faul și au zis că... Păi ce? Cum e fault? Cum e fault? Eu nu am înțeles asta niciodată în viața mea. Am dat mingea între picioare. Și el a zis că n-a fost fault, dar tot n-am dat mingea, că eu sunt băiat bun, știi? Oh, Valley! 1, 2! Hai! Și preluare și... Mamă, Valley! Hai, fotbalistul pește, let's go! În momentul să punem steak-ul. Steak-ul aici pe barbecue, după ce am muncit foarte mult la agricultură sau la grădinărie, scuze, da. Am luat cu altele. Și ce? Steak-ul ăsta se cheamă T-bone. Ce înseamnă T-bone? Hai să învățăm, uite aici. Poți să știu? Da, studentul, ia. Da. Ok, uite, vezi, partea asta este fileul, mușchi file. Și partea asta este antricotul. Exact, și uite, osul e în... formă de T, de aia se cheamă T-bone steak. Gata, uite, bine că am învățat și noi. Hai să am învățat și eu, sincer. Bravo, hai să mergem afară să le punem la grătărel. Haide, stai, punem așa. La grătar, în această seară minunată. A venit și vara la Ido Twins în Canada. Da, a venit? Hai, a venit. Stai să-mi pun și eu papucei, fermă un pic. Papucei. Așteptați. Papucei. Stai că nu îmi vine? Uite așa. Oh my god. Love it! Sper că m-am spălat pe mâini. Sper că te-ai spălat. Glumesc. Așa. There we go. Măriuca, hai că pun și eu pe ăsta. Măriuca. Pun și eu pe ăsta, stai. Așa, stai. Steculețul, uite așa, punem așa frumos. Punem și pe ăla acolo. Și, nu uitați, oameni frumoși, îl punem și pe ăsta aici. Și mai e, gata. Și gata, închidem. Și în 5-10 minute facem flip și gata. Facem flip pentru că voi să fie medium rare. Ce înseamnă medium rare? Înseamnă că trebuie să fie în sânge. În sânge puțin. Îți dai seama că eu încerc să știu multe, dar nu știu nimic. Deloc. Alex, scoate ceva pentru steak. Dai, aici. Uite așa. Super. Hai să mergem afară. Și până acum eu o să fug aici un cartof. Nu fura de acolo cartofa. Păi fur. Gata. Am furat doi. Pleacă. Elvis Presley. E cinstit ce faceți voi. Bine. Eu, dar vezi, am fost domn și n-am băut. N-am băut din el, te-am așteptat, eu știam. Dar unde e paharul tău? Stai. Băi, să haidem steak-ul. Alex, scoate-le afară, scoate. Măriuca, ești Măriuca? Măriuca. Oh, vezi că asta se arde. Așa. Cred că l-am făcut prin cam prea bine. Nu cred. Eu zic că este ok. Mă, că sunt cam grele de luate, pâini. Gata. Super, așa, ia-le tu în mânuță. Și mergem cu ele pe măsuță. Așa, uite, frumos, așa. Na-na-na-na-na. Bum. Când am o zi grea, când am o zi bună și privirea ta, mințile o fugă, nu pot rezista. Ta na 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 na. Au. Gata. Du-te și pune-l mama Ido un pic de vodka. Hai. Care so, e singurul? Ai adus tata Ido? I-ai adus niște vodka lui mama Ido? Oh, dacă nu mai poate să zică nimic. Nu. Bravo. Tu ai ceva, Alex? Îți spui și tu, tata, tu ce ai băut, eu n-am băut. Mama Ido, hai aici puțin. Mama Ido, ți-am pus și ție, acolo. Are you happy? Da. Hey. Da. Venit la Salt Bay, în această seară minunată. Hai să punem niște sare. Așa aici pe... Da, stai așa, împrăște-l un pic. Păi împrăște? Yeah, nu. Așa. Scuze, Salt Bay has technical difficulties acum în această seară. Technical difficulties? Da. Hai, vă le arată ce poți faci tu. Așa. Pe cine? Așa, Vali, bravo.
Oh my god, ce bine merge. Astea sunt, cum să zic, sunt de mare. Rămânțe de sare. Și așa. Ce faci? Oh my god. Am avut mai mult fun aici, stai. Poftă mare? Așa. Ce faceți? Dăm noroc? Hai să noroc! Noroc! Bam, 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 bam! Sănătate! Stai să-mi iau și eu. Ok? Hai! Oh, cheers! 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 Măi, o să-i până la mai târziu! Vă pup! Mama Ido! Cheers! Sănătate! La mulți ani! Cheers! Cheers! La mulți ani! Realizări! La mulți ani! Da, întotdeauna așa să fie, să fie cu bine! Vă pup! Cum este cu Alex? Se place foarte mult că ai ales și grăsime, uite aici! Grăsime cu carne! Da, ai ieșit foarte moale! Și foarte gustos! Cu asta, de unde luăm noi acum? Voi l-am făcut, nu? Noi l-am făcut, da! Uite, vezi? Învățat de la tata Ido! Carne și un pic de grăsime acolo, e totuși când bagi în gură... E minunat! Păi, dați cazul să îndrăcați! Poftă bună! Și e învechit salată. Aici, cum zic așa aici... Se vede! Cred că 30 de zile sau 38 de zile... Se simte și la gust, e foarte delicios! Mulțumim că v-ați uitat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like, un share, un subscribe la Ido, Liniuța Twins, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Scrieți în comentarii ce vreți să mai vedeți de la noi. Și sper că sunteți bine, a venit vara peste tot, e foarte, foarte frumos. Să vă bucurați de ea și să vă simțiți bine, ce să zic. Și să dați un follow aici la Ido Twins pe Instagram. Și la Vali Ido, contul meu, și la Alex Ido, contul meu. Se mă apropie la 70.000 pe Ido Twins, la mare, deci... Haideți. Și vă pupăm și vă dorim o zi minunată. Pune noi de obicei Valentin. Păi, Alex și oameni frumoși, Ido Twins in sau Ido Twins out? Păi, Vali, deja a fost Ido Twins in. Atunci, oameni frumoși, Ido Twins out!